Școala numărul 11 Mihail Sadoveanu din Galați a organizat un eveniment special destinat animalelor de companie. Elevii nu au mai venit la școală adus de mâna mamei, ci au fost însoțiți de către animalul preferat. Cu mândrie și dragoste și-au expus în fața clasei broasca testoasă, papagalul sau cățelul. Bună ziua! Mă numesc Mihai și am venit cu doi canari. Băiatul mai mare îl cheamă Bubu și fata mai mică o cheamă Bella. Vorbești doar când vrea ea. Ce cuvinte știi? Te iubesc. Vino. I love you. Te amo. Vorbește și despre aici. Da. Școala noastră are un eveniment legat de protecția animalelor. Avem parada animalelor de casă toată săptămâna. S-au făcut diferite activități, panoul cu fotografii ale animalelor de companie, panoul cu animalele care ne distrează, deci toată săptămâna activități dedicate zilei școlii. Defilarea a fost jurizată de elevi, de un profesor și de două reprezentante ale Asociației Salvați-l Pelăbuș, ONG cu care școala colaborează de 3 ani. Astăzi am început acest program de adopție. Doamna, de fapt, a găsit aceste pisicuțe, să spunem, abandonate și încercăm să găsim stăpâni pentru el. Aveți o colaborare și cu reprezentanții Asociației Salvați-l Pelăbuș? Da, desigur, da. De mai mult timp. Prin ei, să spunem, chiar am derulat, să spunem, acest proiect. Am primit idei din partea dânșilor. Pe durata paradei, 4 pisoi au așteptat nerăbdători să fie adoptați. Participanții au câștigat mâncare și jucării pentru animalele lor, iar doritorii au plecat acasă cu un pui de pisică.